Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru în Epistola către Romani. Ne aflăm în centrul subiectului, în sala de jugată a lui Dumnezeu, în care legea lui a fost călcată, în care omul a căzut într-o situație în care era imposibil de recuperat și aici Harul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, prin dinamita, prin puterea lui, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos dă omului căzut o posibilitate de a deveni din nou și de a fi refăcut în chipul și asemenea lui Dumnezeu și să devină un vas de cinste care Dumnezeu să se uite la el cu bunăvoință. Însă dacă Evanghelia nu reușește, asta înseamnă că omul rezistă puterii ei, atunci el rămâne în această stare, ba chiar se Degradează și mai mult până ajunge la totala imposibilitate de întoarcere și atunci el devine un vas al mâniei lui Dumnezeu, care va suporta mânia lui la sfârșitul Pământului. Aici avem această supra o, o privire de ansamblu asupra acestor lucruri. Am văzut în capitolul 9, în care studiem, 10 și 11, că nu există o predeterminare înainte de alegerea omului. Dacă predeterminarea ar exista înainte alegerii omului, atunci de ce Pavel se roagă ca poporul său să fie mântuit, ca frații lui din Israel să fie mântuiți? Dacă el ar prezenta un subiect în care toți sunt predeterminați înainte de alegere, atunci de ce să mă rog pentru cineva, pentru că destinul lui este deja stabilit dinainte să nască, sau nu? Dumnezeu l-a stabilit, deci n-a avea niciun sens ca el să roage la Dumnezeu să zice, Doamne, eu să fiu anatema, numai ca ei să fie mântuiți. De ce să fie necesară credința? Dacă omul este predeterminat înainte ca să aleagă, de ce să predici și să înviți ca cineva să accepte mila lui Dumnezeu dacă omul este deja predeterminat înainte ca să aibă posibilitatea de alegere. Deci dacă Dumnezeu ar crea vasele acestea de cinste sau de, 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 de mânie înainte de alegerea lor, atunci totul este un destin, totul este fără rost, nici nimic nu mai face rost atunci, nici te rogi, pentru că oricum ești deja în destin. Ideea predestinării înaintea alegerii omului e comună multor religii, dar ea este cu totul absurdă și Pavel s-ar contrazice singur când el zice, iată, cine să predice Evanghelia, că dacă cum să audă oamenii dacă nu îi se predică. Deci există condiții ca harul să ajungă la om. Și de ce să-l invităm pe om dacă el oricum e de dinainte predeterminat spre viață sau spre moarte? De ce să lupți pentru a nu cădea din har? Vedem în capitolul 11, în care sunt altoiți neamurile în acel pom de, de măslin care reprezintă pe Israel care reprezintă pre Hristos, poporul Dumnezeu, zice neamurile sunt altuiți în el, zice ei au fost rupți unii dintre ramuri din cauza necredinței lor, iar tu ai fost altuit din cauza credinței, dar fii atent ca să nu cumva și tu să cazi din nou, pentru că dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile care erau din pomul original și te-a pus pe tine dintr-un Pom, uh, sălbatic, să nu cumva să crezi că tu vei sta dacă credința ta nu va ține. Dacă înaintea alegerii omului ar exista predestinația, atunci aceste cuvinte ale lui Pavel ar fi absurde. Dacă el ar fi predicat vreodată o predeterminare înainte de alegerea omului, să știți că în întregul context ar fi fără sens. Și apoi de ce să fi judecat? Nu? Frumos spune el aici în capitolul 9, dacă de ce vom zice, nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Sau dacă vedem versetul 19, dar îmi vei zice atunci, de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voii lui? Nu? Deci, dacă, dacă eu sunt predeterminat înainte de alegerea mea, atunci de ce să fiu judecat? Deci toate aceste lucruri nu fac sens dacă Pavel ar fi vorbit de o predeterminare înainte de alegerea omului. Dar Pavel dă o dovadă a predeterminării după alegerea omului. Acolo lucrurile sunt predeterminate. Adică Dumnezeu a spus așa aici în capitolul 8 cu versetul 28 mai departe. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Deci există o predeterminare după alegere. E clar, de pe altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică cei care au ales să iasă din moarte la viață. Ei sunt predeterminați. Și acești aleși despre care vorbim sunt predeterminați să fie pe care i-a cunoscut mai înainte, să fie asemenea chipului lui Hristos. Aceasta este clar: ei trebuie să fie egali cu Hristos. Asta e o predeterminare, pentru că așa trebuie să fie, ca El să fie primul născut între frații lui, primii născuți. Deci există o predeterminare, dar după alegerea omului. Unitatea completă între Dumnezeu și poporul răscumpărat, în cer, în poporul său răscumpărat. Există o unitate completă între Dumnezeu și popor. Aceasta este rugăciunea lui Hristos, ca ei să fie una, așa cum suntem și noi una. Dar aceasta vine după alegerea omului. Și predeterminarea este viața veșnică ca rezultatul final al acceptării Harului. Toate acestea vin după alegerea omului. Dar noi am văzut că există o determinare predeterminare și atunci când omul alege să rămână în stadiul în care s-a născut. Dar e tot această, este o alegere și după ce omul alege să respingă harul, el ajunge într-o depravare totală. Natura lui se schimbă, el devine deteriorat, astfel încât este imposibil de recuperat, cum au fost antideluvienii, cum a fost Iuda, Iscarioteanul, cum a fost uh, Saul sau alte exemple ale Scripturii. Unitatea completă între satana și urmașii săi și ei sunt predeterminați să fie răi, să nu se mai găsească în ei nimic bun. Și aceasta vor fi cei care vor, își vor primi semnul fiarei în Apocalips 14, cei care vor trece prin acele plăgi, care vor veni, mânia lui Dumnezeu, ei au o unitate completă între satana și urmașilor lui. Ei au devenit una cu el. Asta e o predeterminare. Dacă alegi să rămâi cum te-ai născut, te vei degrada până când vei deveni rău, rău. Cu tot ce este în tine vei face răul. Și evident, Dumnezeu a Predeterminat după alegerea omului, moartea veșnică, ca rezultat final al respingerii harului. Sper că am înțeles predeterminarea, pentru că de multe ori în scriptură și chiar și la Pavel, vedem că el vorbește de multe lucruri și ai avea impresia că vorbește de o predeterminare dinainte alegerii. Dar dacă citim atent și luăm textele, luăm exemple care le dă. E evident că el nu are ideea că există o predeterminare înaintea alegerii. De aceea, haideți să ne aducem aminte: noi toți ne naștem morți, noi toți ne naștem într-o situație în care, dacă Dumnezeu nu are milă, dacă El nu vine la noi, atunci vom rămâne așa și ne vom degrata și vom muri. De aceea, Dumnezeu se aplică, vine cu milă față de toți, însă nu toți cred, nu toți primesc harul și nu toți ajung la viață. De aceea, cei care cred, cei care sunt primesc Duhul Sfânt, ei devenim oameni noi și sunt schimbați în chipul și asemănarea Lui Hristos. Ei vor fi făcuți vase de cinste. Dar ce se întâmplă cu cei care rămân așa? ei sunt vase pe care Dumnezeu îi suferă cu multă răbdare până la ziua judecății. El l-a suferit pe Cain ani de zile, i-a suferit pe generația antideluviană, 120 de ani le-a dat har în plus ca să vadă că ei nu mai au nimic bun în ei, zice, toate gândurile oamenilor, inima lor erau rele. Când ajunge acolo, Dumnezeu suferă cu multă răbdare, pentru că El ar dori și aceste vase să le mântuiască, dar noi arată clar că ele au fost irecuperabile. Ismael, Esau, Faraon, care, mult înainte ca să ajungă Moise la El, a luat decizia să se împietrească de pe deplin. Și atunci fiecare plagă l-a făcut numai să fie mai împietrit. Și așa Dumnezeu zice, poate să zic că eu l-am împietrit. Pentru că, vedeți, aici în, în romani găsim că Dumnezeu împietrește. Și vom ajunge acolo când vorbim despre poporul lui Dumnezeu, că el este împietrit. Dar găsim în în Roman, capitolul 1, zice, Dumnezeu le-a dat să se ducă în, 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 în cum să zic, în nebunia păcatelor lor. Și a zis, în versetul 24: De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftre inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Deci, Dumnezeu i-a lăsat pradă. Dumnezeu l-a lăsat, Iisus l-a lăsat pe Iuda, Iscariotanul, să îl trădeze pe Hristos și apoi să-și ia viața. Dar aici sunt vasele care vor fi încoronate cu slava lui Dumnezeu. Este Abel, care a fost primul, care a fost vărsat sângele lui, pe care Dumnezeu l-a sacrificat pentru a mântui mii de oameni. Enoch, care a fost luat la cer, Isaac, Iacov, Elisei, Pavel și așa mai departe, toți vor fi arătați în bogăția slavei lui față de vasele îndurării, adică acele vase care au primit harul și sau au luat mila lui Dumnezeu. Sper că acest subiect este clar și l-am rezolvat odată. Pentru totdeauna. Deci, am văzut data trecută că făgăduința este o alegere a harului. Și vreau să repet această idee, că nimeni nu va fi mântuit datorită unei posibilități pe care el o mai avea la nașterea lui. Nu există posibilitate de întoarcere pentru Adam după ce a păcătuit. Pentru că firea lui păcătoasă nu-i mai dă voie. De aceea, Hristos a trebuit să devină și numai în Hristos există mântuire, pentru că în El Dumnezeu a distrus imposibilitatea întoarcerii și a făcut o cale de întoarcere pentru om. Dar aceasta este o cale a Harului. Și acum am văzut că Dumnezeu dă Harul și a făcut planul de mântuire prin liberea Lui, alegere. A fost mila Lui și va fi mila lui care ne va duce la mântuire. Nu va fi ceea ce noi am putea face. Pentru că noi, în stadiul acela, nu putem face nimic. Dar prin plina lui, noi putem face foarte multe lucruri. De aceea, Dumnezeu alege să îl restaureze pe om. E a lui alegerea. Dar Dumnezeu știe că el poate să-l aleagă pe om doar dacă îl cheamă la o sarcină. Deci Dumnezeu îl cheamă pe om la o sarcină, pentru că asta e legea, pentru asta l-a creat pe om să-și împlinească o o, cum să zic, sensul vieții lui. Fără chemare la sarcină nu există restaurare. Trebuie să înțelegem acest proces, de aceea Pavel a zis eu am fost chemat de Dumnezeu sau ales de Dumnezeu, deja în pântecele mamei mele. Ieremia spune același lucru. Dar când a fost, până la urmă, chemat la sarcină? Din pântece? Nu. Dar Dumnezeu l-a ales. Credeți că Pavel ar fi putut să se aleagă să preia această sarcină? Credeți că Pavel ar fi zis, a, eu m-am născut acum ca să am această sarcină? Nu. El a fost chemat de Dumnezeu. Isus a venit pe pământ să l cheme pe servul lui, pe care l-a ales încă din pântecele mamei sale, încă de înainte ca el să existe. Aceasta este alegerea Harului. Dumnezeu singur ne cheamă la o sarcină, la o ocupație pe care trebuie să o facem. Aceasta o alege Dumnezeu în mod individual, în funcție de nevoile individului. Exercitarea sarcinii duce la restaurarea omului. Prin aceea că omul trebuie să facă această sarcină, el își vede neputința lui și strigă după putere, mai presus decât el este, ca din neputință să se facă putință. Pavel e convins că din el însuși, din firea lui, nu poate să facă nimic, dar pe de altă parte este convins că pot totul prin Isus Hristos care mă mântuiește. Deci, Exercitarea sarcinii ne face să punem mâna pe o putere, pe puterea Harului, care ne va face în stare să facem câte lucruri? Toate lucrurile. Pentru că zice, eu am lucrat mai mult decât toți apostolii, dar eu nu mai s-a fost Harul lui Dumnezeu, pentru că el a știut cum să ia și să apuce mâna pe acea putere pe care să zică pot totul în Hristos, care mă mântuiește. Deci, dacă Pavel n-ar fi fost chemat la lucru, el n-ar fi putut să apeleze la puterea divină care să-l transforme într-o viață pe deplină, restaurată în chipul și asemănarea lui Hristos. Iar la sfârșit va fi demonstrația rezultatelor la sfârșitul timpului. Și Pavel, la sfârșitul alergării lui, a fost atât de conștient și a zis: Eu sunt un vas de cinste. Pentru mine, pe mine mă așteaptă coroana vieții veșnice pentru că am luptat lupta credinței și am știut cum să lupt. N-am bătut vânt aerul cu. De că când am dat cu pumnul, n-am bătut în aer, am știut cum să mă lupt ca să ajung să fiu făcut un vas de cinste. Și ceilalți vor fi vase ale mâniei care nu răspund acestei chemări la lucru, la o sarcină, care le arată că iau nevoie de o putere divină. Deci aceasta este o repetiție scurtă a prezentării de data trecută și eu m-aș fi bucurat dacă am fi studiat epistola către romani peste un an întreg să putem aprofunda aceste lucruri, să nu alergăm repede prin subiectele acestea și să pierdem esența lor și să, să nu le putem pune în practică, dar sper ca totuși să Înțelegem să punem în practică. Acum, astăzi, vrem să vedem cine primește făgăduința. Am văzut că făgăduința este o alegere a Harului. Dumnezeu ne-o aduce. Dumnezeu are milă de noi. Dar acum, cine primește făgăduința? Și citim din Roman, capitolul 9. Zice, astfel, El ne-a chemat, de la versetul 24, nu numai dintre iudei, ca și dintre neamuri. Deci suntem chemați cu toți la alegerea Harului. Ducă cum zice Osea, voi numi poporul meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zice, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia de altă parte strigă cu privire la Israel, Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zise zisese Isaia mai dinainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci ce vom zice? neamurile care nu umblau după neprienire au căpătat neprienirea și anume neprienirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege, care să dea neprienire, n-a ajuns la legea aceasta? Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, după cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au, râvn, au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprienirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprienire a lor însăși și nu s-au supus astfel neprienirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El să poată căpăta neprienirea. Deci, Cine primește făgăduința? Cui se dă? E clar. Noi am fost chemați, nu numai dintre iudei, ci și din neamuri. Dar acum Pavel vrea să explice o idee și anume de ce izraeliții care au umblat după lege, care au încercat să o țină, N-au ajuns la neprienire și de ce neamurile care n-au căutat-o au ajuns acolo. Și mai citesc și din capitolul 10 de la versetul um, 18. Dar eu întreb, n-au auzit ei, e vorba de izraeliți sau de întregul pământ, Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginea lumii. Deci Evanghelia va fi dusă până la marginea lumii și toți o vor auzi, fără ca cineva să aibă o scuză de ce n-a primit făgăduința. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel din tâi zice, vă voi întărăta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi atâța mânia pentru neam fără pricepere. Și să ia merge cu îndrăzneală până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu m-au căutat. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzrătit și împotrivitor la vorbă. Deci vedeți, Dumnezeu explică cu poporul Israel câtă, câtă silință și-a dat ca să-i răscumpere, să îi aduc acolo și totuși nu au ascultat. Și ei ar fi ajuns așa de pravare, cum zice Pavel aici că citează pe Isaia, că dacă Dumnezeu n-ar fi lăsat o sămânță, ei ar fi ajuns ca Zodoma și Gomora. Și zice, și chiar dacă ar fi poporul Israel ca nisipul mării, ei tot nu m-au rămășit să va fi. Pentru că sunt puțini aceia care primesc făgăduința, care o iau și o pun în practică. Și citesc mai departe și din capitolul 11. Întreb, dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci și eu sunt izraelit, din semânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie. Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui bal Și șapte mii era totuși un număr reprezentativ. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță unde în Israel evident, datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte, adminte harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har, altminter fapta n-ar mai fi faptă. Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița alea s-a căpătat, ăștia sunt toți din Israel. Pe când ceilalți au fost împietriți. După cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să n-audă până în ziua de astăzi. Și David zice, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire, să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le o ții mereu gârbovită. Deci ce vrea să zică Pavel prin toate acestea? Că zice el mai departe, s-au ei ca să cadă, nici de cum. Deci Dumnezeu a vrut să-i mântuiască, dar ei au încercat prin faptele lor să-și câștige mântuirea. De aceea e, aduce acest contrast că aleși cei care nu și-au aplecat genunchi înaintea lui Bal, ei au trăit prin credință. Ei n-au trăit după să încerce să schimbe faptele, și ei au fost schimbați în inima lor. Ei au primit făgăduința și au fost transformați. Dar ei n-au căutat aceasta printr-o reformare a faptelor, ci a inimilor. Pentru că aici este macazul, aici este cheia de înțelegere. Toți încercăm să luptăm împotriva simptomelor. E absurd să te lupți împotriva unui efect. Așa o facem în religie și așa o facem în medicină. Sunt cele două ramuri în care omul va trăi. Și dacă noi nu înțelegem unde se dă lupta, evident că vom pieri. Evident că oamenii vor fi întunecați și nu vor putea vedea. Și așa arată ca și când Dumnezeu i-ar fi întunecat. Nu, dar, datorită faptului că vine Evanghelia și tu o respingi, ea tot mai mult îl întunecă pe om. Pentru că cu orice respingere a Luminii, întunecarea devine mai puternică. Și atunci, a tine te-a întunecat, putem zice că Dumnezeu. Pentru că El a venit cu Lumina. Dar nu este Dumnezeu, ci împietrirea inimii noastre. Deci, cei aleși au căpătat-o au căpătat făgăduința, dar această făgăduință n-au căpătat-o prin puterea lor sau prin faptele, reformarea faptelor, ci prin reformarea inimii. Haideți să facem o privire de ansamblu acestui lucru și să vedem scurt ideea pe care Pavel vrea să o spună. Aici sunt fiul lui Avram, care noi știm că Avram a avut trei soții, cel puțin atâta ni se ratează în Scriptură. Prima a lui a fost Sara, care i-a dat pe Agar ca să îl aibă pe Ismael cu ea, pentru că au vrut să-l ajute pe Dumnezeu în împlinirea făgăduinței. Cu Sara, Avram are pe Isaac, când Sara moare, el își ia a treia soție, care este Cătura, și cine este fiul făgăduinței, fiul promisiunii, este doar Isaac Avram le dă la toți cadouri, dar moștenirea o primește Isaac, pentru că el a fost fiul promisiunii, el a fost chemat la această lucrare. Fiecare a fost chemat la lucrarea lor, însă Isaac a fost alesul lui Dumnezeu. Aici este Isaac care are o singură soție, pe Rebecca, și li se naște gemeni dar din acești gemeni, doar unul este fiul promisiunii și anume Iacov. Și aceasta e important să înțelegem. Dumnezeu i-a ales încă înainte de naștere. Pentru ce i-a ales? Pentru o chemare, pentru o slujbă. Și în slujba aceasta era și să fie descendenții lui Hristos și să împlinească ca întregul pământ să vadă slava lui Dumnezeu. Și acum venim la fiul lui Iacov. Iacov a luat și el mai multe soții, pentru că la început el o vrea pe Rahela, dar tata lui Rahela i-a dat-o pe Lea, întâi pe care el nu vroia neapărat, dar când a s-a căsătorit cu ea, a văzut că a luat pe fata greșită, însă acum o avea și a a avut șase fii cu Rahela și cei șase fii al lui Rahela sunt Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. Iar Lea i-a dat și ea țitoarea ei ca să facă și cu ea copii și din ea ieși și Dan și Neftali. Apoi Rahela, pentru că nu primea copii, i-a dat Bila, roaba ei ca să aibă măcar din ea copii și atunci Iacov a avut cu ea pe Gad și pe Asher. Și în sfârșit Dumnezeu dă și lui Rahela o copii și ea naște pe Iosif și pe Benjamin. Noi știm că Hristos a venit prin Iuda, dar ei toți 12 au fost chemați să fie cei 12 seminții a poporului Dumnezeu. Și acum am văzut că tribul lui Israel și ramurile lui. Noi știm că Israel este nimeni altul decât Hristos. El este sămânța promisă. El este făgăduința, da? Despre care tot vorbim. Cine primește făgăduința? Și iată că sunt 12 ramuri în acest copac de măslin, așa l-am putut doar prezenta, care are aceste 12 ramuri, care nu sunt alții decât fiii lui Iacov, care când a fost pocăit a devenit Israel. Nu? Și acum aici sunt nu numai fiii lui și ei au neamuri și am făcut aceste ramuri pe aceste crenci care sunt crengile principale, iar ramurile sunt crengi auxiliare, da? deci care cresc acolo pe, această, pe, acest lucru. Așa prezintă Pavel pe poporul Israel ca un pom cu multe, da? ca, un, ca un măslin. Și încep, în citesc de aceea de la versetul 11. Întreb, dar s-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum și prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Vă spun vouă neamurilor, Întrucât sunt apostolul al neamurilor, îmi, slăzef, îmi slăvesc slujba mea și caut ca dacă este cu putință să stârnez gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei, căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Deci Dumnezeu a, a vrut prin ei să-și împlinească dorința să aducă Evanghelia la întregul pământ, ei să fie lumina, ei să fie uh, sarea pământului, dar ei nu au împlinit chemarea și de aceea neamurile au fost chemate să le ia locul ca să ducă această veste mai departe, căci dacă lepădarea lor, de aceea ei au fost lepădați, dar dacă ei vor fi recuperați, ce va fi altceva decât viață din moarte? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Deci vreau să spună că dacă Hristos este sfânt, dacă rădăcina este sfântă, atunci tot ce iese de această rădăcină este sfânt. Pentru că nu are cum să fie altfel. Deci toți care sunt în Hristos sunt sfinți. Aceasta este ideea pe care vrea să o arate aici. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altuit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina pe tine te ține. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință, nu te îngânfa dar, ci temete, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. uite te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprimea față de cei ce au căzut și bunătatea față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altminter vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruie necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Deci, Iată, așa am prezentat ramurile tăiate. Sunt găuri acolo care s-au făcut pe acest copac și în locul lor au fost altoiți neamurile și ei iau locul care au fost rupți. Aceasta a fost, cum să zic, salvarea neamurilor sau chemarea lor la lucru, ca și ei să facă acea lucrare la care a fost chemat Israel. Și dacă ei își împlinesc lucrarea și îi vor face geloși pe ceilalți, când ei se vor întoarce, da? când un izraelit, care deja aici din fire este ramur, dar care a fost tăiată și acum el se întoarce, el va fi altuit din nou în ramura lui. Deci, Dumnezeu implantează aceste ramuri ca să înțelegem, ca întregul Israel să fie mântuit. Deci, noi dintre neamuri am fost chemați. Dar, vedeți, noi nu suntem un neam separat de neamul evreesc sau de Hristos, ci suntem un neam altoit în ei. Deci, noi suntem în măslinul Hristos, pentru că Hristos, Pavel spune, a venit din Izraeliți, cum zice aici în versetul 9, ei sunt izraeliți, au în fierea slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii și din ei însăși după trup, adică după carne, o după trup, dar asta e. Hristosul care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Deci Hristos este sămânța aleasă, El vine din, din neamul evreiesc. De aceea, dacă plămădeala este sfântă și restul, dacă rădăcina este sfântă, tot ce este pe acest copac e sfânt. Nu există că copacul, rădăcina copacului este Hristos. De aceea, să înțelegem acest lucru. Toți care sunt pe copac și sunt ramuri, sunt sfinți. Chiar dacă sunt în dezvoltarea acestei sfințenii și dacă ei n-ajung să păstreze credința, evident că sunt scoși de acolo. Deci toți cei care vor sunt mântuiți, toți cei care primesc făgăduința sunt altoiți în neamul evreiesc, să zicem așa, Adică în Hristos, care noi în El stăm. Deci să nu ne mândrim dacă noi suntem din neamuri și am fost altuiți, că nu noi ducem rădăcina, ci rădăcina ne duce pe noi. Deci să fim bucuroși că am fost și noi altuiți și am fost și noi chemați. Și nu e vorba de mântuire, e vorba de a sluji, de a duce lucrarea aceasta lui Dumnezeu la sfârșit. Deci, comoștenitorii după lege și după făgăduință, sper că înțelegem aceasta, mai făcut această schiță, Evrei, ei erau tăiați prejur în carne, iar evreii credincioși erau tăiați împrejur în carne, dar și în inimă. Evrei, păgânii credincioși, ei nu erau erau netăiați în prejur în carne, dar erau tăiați în prejur în inimă. Și atunci ei, evrei, care erau doar tăiați în prejur în carne și netăiați, nu erau copii. Pentru că așa zice Pavel Roman 9. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântului Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Deci nu toți cei care se nasc din Israel sunt izraeliți. Este Roman 9, versetul 6-7. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Deci nu toți sunt copii. Deci ei sunt născuți, ei sunt evrei, sunt tăiați în prejur. sunt după carne, sunt urmașii lui Adam. Dar ei nu sunt copiii lui Dumnezeu. Copiii sunt doar copiii făgăduinței și copiii făgăduinței sunt urmașii lui Avram după făgăduință. Și vedeți că nu sunt doar din evrei, nu sunt doar evrei credincioși care sunt chemați să primească făgăduința, ci sunt și păgânii care au fost chemați să primească făgăduința și să ducă această lucrare înainte. Acum doresc să mai fac o dată o scurtă înțelegere a neprienirii prin lege și a neprienirii prin credință. Că aceasta este de fapt miezul capitolului 10 sau ceea ce Pavel de fapt vrea să spună în tot discursul acesta. Și citesc de aici, de la versetul 4. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru că oricine crede în El să poată căpăta neprienirea. Noi știm că ceea ce Pavel vrea să spună că Hristos este sfârșitul legii, asta înseamnă că Hristos este acela care a împlinit legea, este sigilarea legii Hristos și absolut cine crede în El împlinește legea. Dacă El a împlinit-o și dacă El este împlinirea legii, în Hristos toți sunt neprieniți. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprienirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neplinirea pe care o dă credința. Să nu zice în inima ta, cine se va sui în cer, să coboare adică pe Hristos din cer, sau cine se va coborâ din în adânc să scoale adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Deci, Credința, neplinirea prin nu zice să intrăm în cer sau să mergem în jos undeva, adică să facem o călătorie lungă, da? ci, ce zice ea? Ci cuvântul este aceasta Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Deci acolo trebuie să se facă, să-și facă cuvântul lucrarea. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neplinirea și prin mărturisirea cu gura, se ajunge la mântuire. Ducă cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, cei ce îl cheamă fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Tălharul de pe cruce, el a crezut în inima Lui că Hristos este mântuitorul. Deși i a trănat cu El pe Cruce, adică pe cealaltă cruce lângă El, și să crezi că la care moare lângă tine, este mântuitorul lumii, este ceva fenomenal. Și el ce a făcut? El a mărturisit cu gura lui, față de compatriotul său cu care El a făcut lucrările. Am să zice, noi suntem vinovați, adică noi am făcut răul, dar el n-a făcut nimic în rău și iată, el moare împreună cu noi. El a mărturisit pe Hristos și ce a făcut? A chemat numele Său, zice, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și zice, Doamne, eu n-am nicio pretenție la mântuire, n-am nimic ce să mă recomande pentru că, uite-te la viața mea, n-am nicio recomandare pentru ca tu să mă mântuiești. Dar adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta și iată că Iisus nu poate să tacă și zice, ai chemat numele meu, îți promit că viața ta va fi veșnică și când voi veni Îți promit astăzi că voi, când voi veni în părăția mea, tu vei fi împreună cu mine. E un exemplu mic a ceea ce înseamnă neplinirea prin credință. A unui om care crede în inima sa și care mărturisește cu gura lui și care strigă, și zice: Doamne, adu aminte de mine. Această strigare, niciodată Dumnezeu nu va răspunde cu. Uh, efect mântuitor dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși după cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele care vestesc pacea ale celor ce vestesc Evanghelia dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Da, eu mă bucur că am un mesaj atât de frumos față de către pacienții mei. Le pot arăta calea spre salvare. Ei pot să vadă cât de plăcut este să-L ai pe Dumnezeu. Ei primesc chemarea, dar o primesc toți? Evident că nu. Dar cu părere de rău trebuie să spun aceasta. Cum poți să dai la o parte o, un mesaj, o invitație atât de clară pe care Dumnezeu ți-o dă și să te prinzi prin credință de El, o credință care El ți-o dă ca să o exercit prin Harul Său. Deci, haideți să vedem care e neprinirea prin lege întâi. Deci, legea ne spune să nu faci aia, să nu faci aia sau să faci aia și legea este dată ca să ne arate că faptele noastre dovedesc în cine ne credem dar dacă noi încercăm să ținem legea doar modificând acțiunea noastră fapta noastră ne pare rău că am făcut o faptă da să ne pare rău de faptă dar dacă ne pare rău doar de faptă și dorim aia să nu mai facem atunci n-am înțeles problema noastră care stă în inimă și anume în credința Noastră. Lupta împotriva efectului. Vreau să mă abțin de la ceva. Nu fac. Mă lupt să mă abțin de efect când inima mea nu este conectată prin credință de Dumnezeu. Lupt împotriva simptomelor. Mă schimb în exterior. Duc un stil de viață sănătos. Să știți că dacă ceva arată ca o neprienire prin fapte, e stilul de viață sănătos pentru că o pot face eu din propria mea putere. Să știți, un stil de viață sănătos, un om o poate face din propria lui putere, așa după cum este prezentat de cei care prezintă stilul de viață sănătos. Dar este nimic altceva decât o schimbare internă. Îmi pun credința în ceva vremelnic, îmi pun credința într-o mâncare. Este doar o împlinire a literei legii. Încerc să mă abțin, dar în inimă sunt departe. Este doar un serviciu de limbă, de puse. Eu sunt un călcător al legii și nu am nici o neprihănire în această situație. Așa a căutat Israel neprihănirea, așa au răvnit pentru ea și n-au căpătat-o, cum zice aici, pentru că s-au S-au bătut, cum se zice, n-au cătat o ci ei s-au lovit de piatra de poticnire. Adică piatra de poticnire a fost pentru că în ei însuși n-au nicio putere de mântuire. Și puterea care a fost dată de Hristos, de Dumnezeu prin Hristos e piatra de, de care s-au poticnit. N-au primit credința, nu s-au îndreptat spre el, n-au văzut... Că în el singur ei au puterea. Ei nu s-au dus după neprienirea care se capătă prin credință, ci s-au dus după aceea care se capătă prin fapte. Și așa este întregul creștinism. Așa este întreaga lume. Chiar dacă se predică o neprienire de credință, nu s-a înțeles unde este schimbarea, unde trebuie să se facă schimbarea. Pentru că faptele dovedesc că încă. Oamenii nu au înțeles ce încearcă să împlinească litera legii. Și, și dacă ceva este un exemplu bun prin aceasta, este cum propovăduim noi astăzi stilul de viață sănătos. Este schimbarea încrederii. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Inima trebuie schimbată. Eu trebuie să fiu făcut în stare să iubesc pe vrăjmașul meu. Eu trebuie să fiu făcut în stare să mă dezlipesc de orice dependență umană pentru dragoste, pentru neprihănire, pentru viață. Dacă cineva mă mai jignește în acel loc, inima mea mai este legată de acel om și acolo nu sunt în încrederea în Dumnezeu. Este eliminarea cauzei. Pentru că e necredința care face păcatul și nu fapta în sine, fapta e doar urmarea călcării legii. Pentru că legea spune că trebuie să ne încredem în Dumnezeu, suntem dependenți de ei. Nu avem alegere dacă vrem să trăim, trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Numai din El putem lua seavea vieții. Numai El are neprienirea, El are dragostea necesară pe care putem să o dăm oricărui om. Schimbarea este interioară și exterioară. Eu ies din, din inimă, îmi ies faptele bune. Acum, stilul meu de viață sănătos nu este pus pe, pe niște forțări externe, ci reiese în modul, eu zic așa, mai natural. Pentru că îl fac. Nu ca să fiu mântuit, pentru că îl fac, pentru că în inimă deja l-am primit pe Hristos. O fac pentru că trăiesc din harul său, mă schimb din interior în afară, nu încerc să-mi impun lucruri externe, pentru că iubesc pe Dumnezeu, de aceea fac ceea ce fac. Și îmi pot împlini sarcina, a cuvântul, a fi lumină și o binecuvântare Că zice aici, cum să ajungă oamenii la credință dacă nu le se spune nimeni? Dumnezeu ne-a chemat să propovăduim Evanghelia Lui, pentru ca neamurile să o vadă, tot să o vadă și să zică să cheme numele Dumnezeu și când vor chema numele Lui, vor fi mântuiți. Deci cei care caută să schimbe încrederea acolo unde este problema omenească, ei vor ajunge să fie realizată neprihănirea lor. Pentru că aceasta se poate face numai prin Hristos, niciodată prin propria ta, prin propriul tău efort. Vei depune efort, evident, dar este de efortul divin pe care îl depui. Și aceasta trebuie să o înțelegem. Și atunci legea este împlinită, pentru că nu avem cum în Hristos, Pavel zice în capitolul 8, versetul 3 și 4, pentru ca porunca legii să fie împlinită noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Adică am rezolvat cauza. Firea ne pune încrederea în oameni și Duhul ne pune încrederea în Dumnezeu. Asta e tot ce trebuie să se schimbe în viața noastră. O, oh, dacă am înțelege acest lucru, ce bine ar fi. Am înțelege neprienirea prin credință. Deci cine primește făgăduința și Cine este acela care va fi la sfârșit mântuit este întregul Israel al lui Dumnezeu, care este compus nu numai din evrei, ci și din neamuri. Pentru că dacă, neam, dacă evreii au căzut să nu-și împlinească datoria, Dumnezeu și-a chemat un popor, zice, un neam care nu era neamul meu, ca să-i facă geloși, ca la sfârșit. Și așa putem înțelege. Nu că întregul Israel se va pocăi, să nu înțelegeți în acest text 11 că toți evrei se vor pocăi într-o zi, nu. Ar fi împotriva oricărei uh, rațiuni acest lucru, nu. Dar va fi la sfârșit, când Evanghelia va fi provodită în întreaga ei putere, un, o întoarcere și a evreilor care atunci vor primi harul lui Dumnezeu. Aceasta cred că este ideea. Dar întregul Israel nu este Israelul, ci întregul Israel este, sunt toți oamenii mântuiți. Și aș vrea să mai adaug la acest subiect la că a fost și un trib tăiat din cei 12. Și acela a fost tribului Dan. Dar trebuie să se mențină Numărul 12 odată, pentru că eu cred că aceste 12 nume reprezintă 12 posibilități de caracter care există pe Pământ. Și din toți 12, Dumnezeu vrea să aibă oameni mântuiți. Da? Deci, dacă ele reprezintă un caracter, atunci, evident, că toți cei care au același caracter din naștea lor, adică vor fi altoiți în acest în acest trib. Iată, tribul tăiat a fost Dan și a fost înlocuit cu Manase, care a fost fiul lui Iosef. Și acum, noi trebuie să înțelegem că aleșii sunt cei pe care sunt primii născuți, primii care vor fi gata pentru ca să-L întâmpine pe Hristos când va veni. Și Dumnezeu și-a ales să fie 144 de mii. Și citesc de aici din capitolul 7 din Apocalips ca încheiere. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului, ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dintre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune petecea pe fruntea slujitorului Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese răpecetuiți: 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Acum, vreau ca să înțelegem, în istoria uh, evreilor, în istoria triburilor, când ei au fost chemați să iasă din Egipt, Toți, întregul popor trebuia să fie mântuit. Însă, și toți trebuiau să mânce mielul pascal, toți trebuia să mânce azimile, însă de ce s-a pus sângele pe porțile uh, caselor lor? Pentru cine? Pentru întregul popor au fost sigilat sau numai primii născuți? Și pentru că Hristos Dumnezeu a dat pe primul său sau a dat pe singurul său fiu, ca să devină primul născut. El spune, voi sigilați ca îngerul care trece să nu nimicească pe cei primii născuți. Toți trebuiau să mânce Paștele și toți au fost mântuiți, dar numai primii născuți au fost sigilați. Și același lucru este și aici la sfârșitul timpului, că numai cei vor merge prin acel timp al strâmtorării, numai cei sigilați, de aceea zice, nu vă tămați pământul, opriți ori acest lucru, până când nu, vom pecetui. Și atunci îngerii își fac lucrarea, lucrarea de distrugere, în timpul mâniei lui Dumnezeu, când cad cele șapte poticine pot... sau... Potirurile ale Dumnezeu. Sunt șapte îngeri care o aduc, aceste potire pe pământ. Ei vor distruge pe toți. Nu numai pe cei prim născuți, nu. Dar ceea ce va rămâne, care nu va fi distrus de aceste potire în cele șapte plăgi, sunt cei 144.000. Ei sunt sigilați. Îngerii nu-i vată, -mă. Că nu pot, pentru că ei sunt sigilați. Și iată, ei sunt sigilați din numărul lor și citesc și îi punem aici pe ramuri, după cum se scrie aici. Din semenția lui Iuda, 12.000. Din semenția lui Ruben, 12.000. Din semenția lui Simeon, nu lui Gad, 12.000. Din semenția lui Asher, 12.000. Din semenția lui Neftali, 12.000. Din semenția lui Manase, el a fost înlocuit, a fost altuit în locul lui Dan, probabil avea același caracter, cu siguranță. Apoi, din semenția lui Simeon, din semenția lui Levi, din semenția lui Isahar, din semenția lui Zabulon, din semenția lui Iosif și din semenția lui Baniamin, au fost pecetuit către 12.000. Ei sunt primul rod, ei sunt cei din tâi născuți. ei sunt rămășița, ei sunt cei aleși. Vedeți, dacă întregul trunchi are, și Hristos, ăștia ar reprezenta trunchiul pe toți mântuiții din toate neamurile, vedeți că cei 144.000 de mii sunt doar, doar primul rod, o rămășiță, un număr mic față de toți cei mântuiți. În capitolul 7 ne se arată că toți cei mântuiți sunt un număr de nenumărat. Dar cei 144.000, de mii, cei aleși, cei din tâi născuți, primul roți, sunt multe simboluri care Biblia folosește în întreaga ei discurs, că ei sunt subiectul mântuirii de la Moise, prin toți profeții, până în Apocalips, numai în Apocalips ni se dă numărul lor. Ei sunt doar, cum să zicem, a, bucata cea mică, care sunt primii, care împreună cu Hristos vor fi leviții lui, vor fi preoți în veșnicie, vor fi cu El. Ei vor fi singurii care au acces la Templu, care va fi nu în Ierusalim, dar va fi pe Muntele Sionului. Ei sunt aceia care nu au nicio moștenire în ceruri, așa cum cei prin tine excuți n-ar fi avut moștenire pe pământ, dar apoi au fost luat leviții ca în locul lor și trebuia fiecare prin născut, să aducă o jertfă de eliberare din această situație, însă Dumnezeu pe ei, pe primul rod, primii născuți, care reprezintă refacerea totală a omului, ei nu vor avea moștenire pentru că moștenirea lor este Dumnezeu. Ei vor fi peste tot unde este Hristos. Ei sunt, ei sunt garda Lui de onoare și ei sunt ultimii care, Iisus zice, vor fi primii. Da, pentru că noi suntem ultima generație, suntem ultimii și totuși vom fi primii. Pentru că Ajungem primii la coacere. Ajungem primii la refacere. Și sunt ei că ei vor să fie între ei? Nu. Nu poate nimeni să se bage între ei, să fie între ei, care nu este chemat și ales. Dar vom răspunde chemării? Nu știm dacă am fost aleși. Eu așa cred că Dumnezeu m-a chemat să fiu între ei. De aceea doresc să fiu între ei. Este o credință care o am și fac tot posibilul să colaborez cu Dumnezeu ca alegerea Lui să se împlinească și să fiu credincios Lui și El să-și poată restaura imaginea sa în mine. Nu fără mine, dar dându-mi eu folosindu-l și răspundând mereu prin credință, cu fiecare dată când cad, îmi refac nu faptele, îmi refac și să văd unde sunt legat creșit. Dumnezeu, dacă eu am fost ales să fiu între ei, voi fi între ei și, voi, și mă voi bucura o veșnicie întreagă să fi fost ales pentru o lucrare atât de măreață, să-L reprezentăm pe Dumnezeu, în timpul cel mai urât al pământului, în timpul de groază, când toate probleme vor fi pe acest pământ, noi vom străluci și vom aduce întregul pământ, vom aduce slava lui Dumnezeu. Aici, prin ei, se va împlini făgăduința dată lui Avram că vei fi o binecuvântare pentru întregul pământ, pentru că ei vor fi vizibili pentru toți pe acest pământ și ei vor fi un un popor. Ei vor fi aceia care, Dumnezeu i-a promis lui Avram, eu îți sunt făcătuința. Tu pe mine mă ai. Și eu aș vrea să fiu între ei și ne luptăm. Dumnezeu îi cheamă pe toți, dar nu va putea să ajungem acolo dacă nu colaborăm cu el. Deci, tu ce vrei să fii, sau unde vrei să. să să faci și dacă crezi că Dumnezeu te alege, și dacă crezi că Dumnezeu te cheamă, atunci răspunde. Și dă tot, pune tot la o parte, ca să ajungi la țintă. Pentru că aceasta este dorința mea. Nu există o țintă mai înaltă decât să trăiești o veșnicie împreună cu Hristos, Mântuitorul tău. Acolo vreau să ajung. Amin.